Bună seara, doamnelor și domnilor, a apărut lista colaboratorilor lui Vladimir Putin, nu orice fel de colaborator, ci lider european de la cel mai înalt nivel. Președintele României, fostul președinte al României, Traian Băsescu, actualmente europarlamentar, a rostit numele în plenul Parlamentului European, a ieșit cu scandal, după cum scandal este și aici în România, pentru că un deputat român, vorbește despre spionii ruși de aici, din țară. Însă începem discuțiile urmărind cu toții afirmațiile pe care le-a făcut Traian Băsescu. Să o altă mare problemă. Problema consolidării lui Putin de către demnitari ai Uniunii Europene. Și aici o să enumăr câțiva premieri ai Uniunii Europene care s-au pus în slujba lui Putin după terminarea mandatelor. Schröder e pe buzele tuturor. Matteo Renzi, fost premier italian, angajat la firmă rusească. Christian Kern, fost cancelar austriac. François Fillon, fost premier al Franței. Asko Aho, fost premier finlandez. Paavo Lipponen, fost premier finlandez. Karin Knesel, fost ministru de externe austriac. Hans Schelling, fost ministru de finanțe austriac. Și sigur nu putea să lipsească Dominic Strauss-Kahn. De pe lista lui Traian Băsescu au lipsit, sau poate chiar nu sunt, demnitari români. Poate că România a avut norocul, în ghilimele, să nu fie atât de importantă pentru Putin. În orice caz, declarația președintelui, fostului președinte, a provocat mare scandal în plenul Parlamentului European. De altfel, domnul Băsescu a și fost cenzurat, să spun așa, depășise oricum timpul alocat intervenției sale. Cert este că aici, în România, dacă nu vorbim de colaboratori al lui Putin, și slavă Domnului pentru asta, avem în schimb, conform unor mărturii de la cel mai înalt nivel, spioni ruși care acționează aici, în România. Haideți să vedeți mărturisirea pe care a făcut-o deputatul liberal Pavel Popescu. S-a confirmat un astfel de caz. Am descoperit personal un astfel de caz cu o seară în urmă. Nu voi intra în detalii pentru că am solicitat instituțiilor statului care pot oferi suport ambasadelor. Am avut o interacțiune, pot să spun, cu persoana respectivă și am semnalat prezența ei acolo în momentul în care persoana respectivă a părăsit evenimentul pentru că începeau să se ia măsuri cu privire la evacuarea sa. Pot să vă confirm, fără a intra în detalii, că există în momentul de față angajați ai ambasadei ruse la București, a căror obiective sunt de furișare, să semnalăm instituțiilor abilitate să crească riscul de să crească măsurile de securitate, pentru că nu vorbim aici de situații posibile, vorbim de situații absolut întâmplate, da? Care au loc în mod constant. Deputatul Pavel Popescu relatându-ne cum a descoperit un spion rus într-o instituție a statului, discutăm și noi împreună cu invitații din această seară, doamna Oana Florea, deputat PSD, domnul Ștefan Pălărie, senator USR, domnul Tudor Polac, deputat PNL și domnul ministru Gheorghe Arunițeanu, fost ministru de finanțe. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și o să încep cu parlamentarii. Doamnă Florea, bineînțeles că e cumva previzibil faptul că Rusia încearcă să obține informații de aici, de la noi, din zona NATO, pentru că suntem în prima linie. Domnul Pavel Popescu dădea așa niște indicii, spunea că nu poate spune mai multe. Totuși, chiar la nivel de parlamentar să ajungă spionajul? Da, să știți că este ceva normal, între ghilimele. Angajații ambasadei ruse sunt, dacă nu toți, unii dintre ei sunt spioni acoperiți. Ei încearcă să se apropie, într-adevăr, de oameni care au funcții, care au acces la informații, care au putere de decizie, pentru a afla anumite
nu știu, pentru ca aceste persoane să constituie pentru ei surse de informații în materie de securitate. Asta fac și nu numai la noi. Sunt convinsă că fac în toate țările membre NATO. Adică nu știu de ce domnul Pavel Popescu se minunează atâta. Asta fac acești oameni, ăsta este rolul lor. Și de aceea noi, serviciile noastre, nu numai SRI, toate serviciile, și SIE și celelalte, au obligația să protejeze statul român de astfel de lucruri. Eu mi-amintesc că poate chiar anul acesta știu de tot așa de că au descoperit niște personaje angajate la ambasada Rusiei care au fost expulzate și așa mai departe. Până la urmă, Rusia face ce trebuie să facă, dar încearcă să obțină informații prin activități de spionaj, nu este nimic nou decât lumea lume, iar serviciile noastre au obligația să protejeze statul român, să protejeze demnitarii, să... Aici domnul Pavel Popescu pare că s-a protejat, pardon de expresie, singur. Dacă a avut suspiciuni și a informat, foarte bine că a făcut acest lucru. Domnule ministru Ialomițanu, vreau să discutăm un pic ceea ce a spus Traian Băsescu în plenul Parlamentului European. E o chestiune despre care se discută mai mult în presă. Niciodată n-a fost dezbătută fățiș de fiecare clasă, de fiecare guvern, de fiecare stat în parte, colaboraționismul cu regimul Putin. Neplăcut să auzi numele alea, mai ales că la multe dintre ele este și foarte greu de dovedit. Nu știu, mă gândesc la Gerhard Schröder, care este ia bani pentru o activitate pe care o prestează, în general, Putin. Așa și-a plătit apropiații. Sigur că niciun lider din Parlamentul European nu a spus cu subiect și predicat foști demnitari care lucrează la firme din Rusia sau colaborează. Dar să nu uităm că și liderii europeni în funcție făceau vizite foarte dese la Moscova. Cancelarea Germaniei, președinții ai Franței, prim-ministrii ai Italiei și aveau niște relații comerciale chiar privilegiate în afara Uniunii Europene. Deci lui Putin i s-a dat foarte mare importanță, având în vedere că o țară furnizoare de materii prime, energie, gaze, chiar s-au dezvoltat investiții privind furnizarea de energie și gaze. Sigur că Putin n-ajungea atât de puternic dacă nu i se dădea această importanță la nivelul Uniunii Europene și chiar la nivelul Statelor Unite în anumite perioade. Este un lucru care era știut, dar în momentul de față ar trebui mai multă solidaritate a țărilor din Uniunea Europeană privind acele sancțiuni sau restricții în relațiile cu Rusia. Adică să nu fie țări care le respectă și țări care nu le respectă. Aici cred că ar fi lucru cel mai important. Solidaritate privind respectarea acestor sancțiuni date Rusiei. Cui ajută, sau mă rog, la ce folosește demersul lui Traian Băsescu, domnule senator? Pentru că, până la urmă, e vorba de foști demnitari. Mai sunt ei influenți și sunt de așa natură influenți încât să mai poată schimba percepția, să mai poată schimba politicile dure asumate de către guvernele occidentale împotriva regimului de la Kremlin? Să nu uităm totuși că acest discurs a fost susținut într-un eveniment care viza intrarea României și a Bulgariei în Schengen. Și probabil că domnul Traian Băsescu a dorit să arate obrazul sau poate să indice niște vulnerabilități și din spațiul european în privința acestei situații, arătând că, de fapt, probabil indirect flancul estic ține într-un fel piept, inclusiv situației militare din estul țării noastre. Dar aș mai fi vrut să revin puțin la subiectul ăsta cu spionajul. Eu cred că abia acum se ridică la suprafață numeroase cazuri ascunse sau foarte ascunse de implicare directă a Rusiei pe teritoriul României în diferite subiecte și domenii. Cel al energiei cred că este unul dintre ele și este extrem de important, că e unul de securitate națională. Acum eu mă întreb și vă spun cinstit. În momentele prin 2017-2018, când se luau foarte multe dividende din companiile de stat producătoare de energie, în ciuda faptului că era necesară retehnologizarea domeniului, discutăm de că peste un an, cel mai probabil, o să mai oprim un reactor la Cernavod. Avem o capacitate pe care o vom pierde, pentru care nu avem nicio soluție. N-am văzut din partea guvernului nici o măsură clară prin care să se anunțe un plan de investiții cu o construcție de capacitate de generare energie electrică clară pe următorii ani. În acest moment, când tu știai că era independent energetic și de-a lungul timpului, prin măsurile luate de partidele
politice aflate atunci la guvernare, am tot pierdut din această independență. Am ajuns să creștem în timpul iernii până la 30%, de exemplu, dependența de gazul rusesc. Încep să te întreb, câte din aceste decizii politice luate de-a lungul timpului au fost unele poate mai puțin inspirate sau lacome de a lua acei bani și a nu-i reinvesti în sectorul energetic, sau cât de multe din aceste decizii au fost poate și cu influența Rusiei, care și-a dorit ca România, în loc să fie un jucător important în energie electrică, ar fi putut să fie acum nu doar independent, dar și exportator, apropo de capacități și de bogățiile, să spunem, țării noastre, inclusiv bazinul hidrografic, dar nu numai, avem capacitate, uite, însă că nu utilizăm aceste resurse. Și te întreb în momentul respectiv, a fost doar proastă gestionare sau a fost și o rea intenție stimulată prin diferite forme de către Rusia? Că același lucru se întreabă și Uniunea Europeană. De ce a stat atâta timp dependentă de gazul rusesc? Cam 3/4 din țările Uniunii Europene sunt dependente. Dar Uniunea Europeană nici măcar în medie nu se apropie de bogățiile românești. Nu spun așa cumva patriotard și absurd. Pur și simplu, pe cifre și pe date, am fi avut resurse pentru independență. Din păcate, aș fi zis că avem resurse și pentru o industrie mult mai mare sau mult mai puternică decât avem în momentul de față. Da? Bun. Nu neapărat comparabilă cu a Germaniei, dar mult mai solidă. Domnule deputat Polac, în România nu se discută decât la nivel de acuzații despre eventuali pioni ruși aici, la nivel de decizie. Mă uitam, repet, pe lista lui Traian Băsescu, niciun cuvânt despre Europa de Est. E clar că în Europa de Est influența Rusiei este mult mai mare decât în Europa Occidentală. Problema e, suntem, spre exemplu, noi românii curățați de orice fel de influențe rusești la nivel de decizie? Nu aș putea să vă spun acest lucru și cu siguranță, cum au spus și cei care au vorbit înaintea mea, există diferite metode prin care Federația Rusă încearcă să-și facă lobby în conducerea României din ultimii 32 de ani. Adică sunt sigur de lucrul acesta și cu siguranță vor încerca să facă acest lucru în continuare. În schimb, eu trebuie să vă spun că eu chiar apreciez discursul lui Traian Băsescu din Parlamentul European și faptul și ce mi-a atras atenția și cred că ceea ce ar trebui să atragă atenția tuturor este faptul că dintre toate persoanele pe care Traian Băsescu le-a menționat în acel discurs, vedem că avem numai minim foști miniștri, ba de finanțe, ba de externe și așa mai departe, ba foști prim-miniștri care cu siguranță în țări care sunt în democrații de 50-60 de ani, unele dintre ele, încă exercită o influență în politicile statelor respective. Și tocmai de aceea, de-a lungul timpului, sunt sigur că și când Uniunea Europeană a adoptat diferite pachete de restricții, am văzut din partea acelor state sau a unora dintre acele state anumite, să reticențe. Spun, da, tergiversări și așa mai departe. Tocmai de aceea eu consider că discursul a fost unul foarte bun și foarte important din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să știm cu toții și trebuie să se cunoască care sunt demnitarii înalți de la nivelul conducerii țărilor din Uniunea Europeană care au avut de-a lungul timpului colaborări sau au lucrat la diferite societăți. Un discurs care foarte informat, că tot vorbeam de informații. Da, a și fost președinte a României, știe foarte bine, avea acces la mult mai multe informații decât noi restul. Parlamentul European n-a fost numai despre colaboratorii Rusiei, a fost și despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Și acolo Rareș Bogdan, europarlamentar, prim vicepreședinte al partidului, a rostit așa un discurs plin de avânt și de patos și la un moment dat a spus că România ar trebui să provoace o criză alimentară dacă nu este europeană, dacă nu este primită în Schengen. Claus Iohannis, vreau să zic Traian Băsescu, Claus Iohannis, președintele României, a fost așa o reacție care cred că ar trebui să-l îngrijoreze pe Rareș Bogdan. Haideți să vedem. Mă gândesc că l-a luat un pic valul, așa o variantă nu există. Noi, dimpotrivă, facem tot ce putem ca să înlesnim exportul de cereale din Ucraina pentru a preveni o criză alimentară globală. Deci așa ceva iese din orice discuție. De 11 ani, două țări europene pe care românii le tratează cu respect îi umilesc sistematic, blocând aderarea la Schengen. Și asta deși companiile lor au afaceri uriașe în România și dețin o bună parte din sistemul bancar și de asigurări. Mereu, România și-a tratat partenerii cu respect.
Ce trebuie să mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal și respectați de către toți membrii UE? Să provocăm o criză alimentară la nivel european? Să blocăm la graniță trenurile și sutele de camioane cu cereale care traversează zilnic România pentru a ajunge pe piețele occidentale? Scuzați, de la ce partid e domnul Rareș Bogdan? Că nu să vă vine să credeți, de la Partidul Național Liberal. Sunteți sigură? Da, pentru că pare coborât un pic din Caragiale, dar nu e, e de la Partidul Național Liberal. Dacă ne-am uitat numai pe discurs sau ascultând și având, cum spuneați noastră, proletar cu care erau înfierate anumite lucruri... Nu, pare eu nu reușesc să înțeleg altceva, domnule ministru Ialomițeanu. Unde trăiește domnul Rareș Bogdan? Adică, cum adică... Haideți că dacă nu ne băgați în Schengen, o să provocăm o criză alimentară, oprim camioanele ucrainene la graniță. Păi și atunci noi când plecăm, cum ar veni cu mărfurile noastre, către fântânile. Ungaria, către Serbia, către unde mai pleca noi, să zică și aia la fel, dacă stai puțin de ce tranzitați pe aici, ia la revedere, pa! Nu cred că se va întâmpla așa ceva, este că nu. Chiar exclus. Domnul președinte a transmis un mesaj foarte bun. Rareș Bogdan a înregistrat un derapaj, adică în discursul politic, cred că a exagerat. În Parlamentul European nu este loc de asemenea discursuri. Sigur că poate a manifestat o nemulțumire că România nu e în Schengen. Și iar România îndeplinește condițiile să intre în Schengen din 2010, din punct de vedere tehnic tot. Sigur că e o decizie politică. Poate dânsul și-a manifestat o nemulțumire și a spus-o de la microfon. Poate nu era locul acolo, poate în alte zone, dar să știți că eu cred în buna credință al lui Rareș Bogdan că așa a simțit. Dar nu este locul în Parlamentul European unor asemenea discursuri, pentru că se va interpreta că trece linia roșie. Dar cred că simte lucrul ăsta o nemulțumire. Eu cred că asta l-a cuprins. Dacă pot să completez aici foarte scurt. Eu aș remarca dintre discursurile parlamentarilor europeni, europarlamentarilor români, scuze, și pe domnul Vlad Botoș, dacă l-ați urmărit. Am avut mai devreme un discurs extrem de naționalist și extremist al unui europarlamentar german și apoi domnul Vlad Botoș, colegul meu, i-a dat o replică în limba germană, spunându-i: stimate domn, eu vorbesc limba dumneavoastră, spunând asta germană, dumneavoastră nu vorbiți limba noastră și europenii sunt europeni, avem toți drepturi egale. A spune așa, poate vi se pare puțin arogant, dar uitați că există o diferență între discursul PNL și discursul USR. Noi ne dorim o Românie care să fie egală, integrată în drepturi, în spațiul Schengen, evident, cu celelalte state europene, dar nu de pe o poziție de forță sau fantezistă în care suntem supermeni, ci una în care suntem, cerem să fim tratați cu respect și dorim să oferim respect. Domnule deputat Polac, eu nici o secundă nu m-am îndoit de buna credință a lui Rareș Bogdan. Era clar că pleda cauza României. Domnule, dar de aici până amenința în condițiile în care toată pe Europa din februarie face front comun, se străduiește să mențină coeziunea. S-au fost mega negocieri la toate nivelurile pentru a permite cerealelor ucrainene să plece către piețele de consum. Apare Rareș Bogdan să zică ce? Gata, dacă nu ne primiți în Schengen, în secunda asta blocăm granițele, s-a terminat cu totul, provocăm o criză alimentară. Nu înțeleg acest lucru, cât de tare să te ia valul, că totuși știi unde te găsești, știi care e atmosfera politică, inclusiv în Parlamentul European. Bun, eu nu consider, să știți că mie mi-a plăcut discursul, acum vă spun la nivel personal, deși el mai mult sau mai puțin în spațiul public a fost, sau nu să zic, ostracizat pe fondul faptului că poate cumva a fost prea dur. Ideea care este? Domnul Rareș Bogdan și-a exprimat acolo o nemulțumire față de anumiți parteneri ai României din Uniunea Europeană, care într-un fel sau în altul au tergiversat intrarea României, integrarea în spațiul Schengen. Ce pot să vă spun este că eu nu am sesizat ca amenințat. În schimb, cumva, în toată această criză din Ucraina, care pare că va dura destul de mult timp, România a făcut eforturi pe care foarte multe state care sunt în spațiul Schengen nu le-au făcut. Efortul pe care România, după cum a spus astăzi și președintele Klaus Iohannis, va continua să le facă. În schimb, există din acest punct de vedere un dezechilibru, să spun așa, pentru că România,
prin tot ceea ce a făcut de când s-a integrat în Uniunea Europeană, a fost un partener corect pentru Uniunea Europeană. În schimb, noi, după câte se vede, nu am reușit să atingem acest scop pe care l-am avut de foarte mulți ani, mai exact integrarea în spațiul Schengen, lucru pe care toată lumea și-l dorește foarte, foarte mult. Tocmai de aceea, eu cred, mie mi s-a părut un discurs bun, articulat, în care, până la urma urmei, domnul Rareș Bogdan, cu bunăvoință, și-a dorit să accentueze acest punct de vedere, stimate, care este, până la urmă, urmei, a marii majorități a cetățenilor. Stimate coleg deputat, știți foarte bine că diplomația internațională și diplomația europeană nu se face cu amenințări în niciun caz. Se face cu relații de încredere construite în timp. Iar faptul că dumneavoastră spuneți chiar la nivel personal că vă place discursul domnului Rareș Bogdan, e și mai grav. Înseamnă că n-a fost o scăpare sau un accident. Da, este un manifest al PNL-ului. Este grav că îmi place un discurs care este din inima unui coleg. Putea să fie un coleg exact și dintr-un alt spun partid. Și eu. Și să știți că poate că mi-ar fi plăcut dacă el ar fi fost mai accentuat. Acum poate că ar trebui câteodată, domnul Pălărie, să nu ne fie frică să spunem anumite lucruri, ca chiar dacă ele sunt oarecum mai dureroase. Pentru că să știți că din această declarație eu nu l-am văzut pe domnul Rareș Bogdan să spună: vedeți, aveți grijă că dacă mâine nu ne primiți în Schengen, vom închide granițele și dăm drumul la criza alimentară. Vă recomand să vă uitați la filmul cu domnul Vlad Botoș, colegul meu, și o să vedeți diferența. Vă rog, după emisiune. Să mă culc, vă promit că numai cu domnul Botoș stau. Așa, culcați-vă cu domnul Botoș, da, la culcare și cu filmul. O să vedeți diferența de stil și de limbaj și de abordare. În decembrie avem o șansă reală să fim... să aderăm și noi la Schengen, ceea ce este foarte important pentru economia României. Cred că toată diplomația noastră, toată politica noastră externă trebuie să se concentreze pe acest moment de 8 decembrie. Sunt total de acord. E o șansă reală. Dacă europarlamentarii pot contribui cu un discurs așezat, este de dorit. Sper ca și ministerul nostru să depună toate eforturile, ca la Consiliul Jai să avem și noi o veste bună. Este... Nu știu, ideea de a condiționa, de a face, de a profita cumva de public, de drama unor oameni pentru a spune, da, te bate cu cărămida în piept, că ai făcut ceea ce trebuia să faci și vrei să fii răsplătit pentru asta, mie mi se adevărul pare... Adevărul este, doamnă, mie, că dacă noi pare... nu vom fi primiți în Schengen în 8 decembrie, va fi o mare nedreptate și o discriminare la adresa poporului dar român, de cetățeni europeni egali în drepturi. Ce legătură are cu Ucraina? Nu are nicio legătură. Aia zic. Sau legătura are faptul că noi, fiind aici, în coasta războiului, am primit refugiați, am asigurat fluxul de grâne, am făcut tot ceea ce... Avem cea mai lungă granită. Nu are legătură cu Schengenul ăsta. Are legătură cu faptul că, din punct de vedere, spre deosebire de alte țări europene, noi am făcut mult mai mult decât alții care sunt deja în Schengen. Dar am și primit sprijin european. Vă rog, fi primiți României și Bulgariei la Uniunea Europeană, s-a făcut tot într-o conjunctură favorabilă. Că e, până la urmă, e o decizie politică. Politică, exact. Că nu vorbim acum de detalii tehnice, asta tehnic, știm cu toții că le îndeplinim. Noi îndeplinim condițiile exact de 2010. Eu zic să ne ducem și la americani să le cerem vize, să intrăm în visa waiver, să termine cu asta, că merităm. Veștile bune nu se mai opresc în speță, și sunt bineînțeles ironică, în speță ne așteaptă o creștere cu 50% a taxelor și impozitelor locale. Asta știam de la premierul Ciucă, da? Șeful guvernului. Doar că astăzi a venit Marcel Ciolacu și a zis, nu e chiar așa. Haideți să vedem ce au zis cei doi și ce ne așteaptă de fapt. Este un amendament care a fost discutat și la nivelul coaliției, a fost discutată și cu reprezentanții autorităților locale, atât cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor, a Orașelor, a Comunelor, fiecare dintre dumnealor venind și ridicând problema că vechea formulă din Codul fiscal prevedea o serie întreagă de demersuri tehnice, anume acea ridicare a nivelului de impozit în funcție de valoare cuprinsă în grilele notariale, ceea ce la nivelul autorităților locale tehnic era imposibil de realizat până la finele anului, de aceea s-a solicitat și s-a
obținut acordul politic ca această decizie să fie amânată. În schimb, se introduce amendamentul astfel încât acestea să fie crescute cu 50% față de valoarea inițială. La anul nu se mărește nicio taxă. Prin PNRR ne-am asumat jaloane de modificare și de scoaterea unor excepții. Lucru care s-a întâmplat. Nici anul acesta, prin toate modificările de la codul fiscal, nu s-a venit cu măriri de taxe. Nu. S-au scos anumite excepții cerute, am văzut, de toate organismele financiare internaționale. Eu nu am auzit de nicio mărire de taxe. Asociațiile municipiilor, reședințe de județ sau orașelor, au spus că ne terminându-se digitalizarea sistemului în ANAF, nu se poate aplica cea grilă notaria. Și atunci s-a luat decizia ca să lași, să descentralizez către autoritățile locale. Trebuie să ținem cont de faptul că avem cele mai mici venituri din Uniunea Europeană, din impozitarea proprietăților, sub 2%. Anumite autorități locale poate nu vor să facă nicio mărire, dar o diferențiere de zone și de unde există proprietățile trebuie să existe. Crește cu 50%. Nu există, nu crește niciunde cu 50%. Ajutați-mă, vă rog, domnule ministru Ialomițeanu, să înțeleg că pe cuvântul meu, dacă am stat și m-am uitat, cred că de 3 ori la declarațiile astea, domnul Ciucă ne dă ca cert faptul că vor crește cu 50%, că este o cerință a Asociației Municipiilor, pe care vine domnul Ciolacu și ne spune nu crește nicio taxă, dar și urmează o listă din aia că e normal, că diferențierea proprietății, că stai să vezi că au nevoie primarii. Cresc sau nu cresc? Domnul Ciolacu nu e în guvern, nu știu, poate nu... Este... Sigur, este copreședinte de coaliție. Și este decident. Dacă îmi dați voie. Vă rog. Dacă vrem să traducem ce a spus domnul Ciolacu, dânsul a spus că până acum era o facilitate să plătești un impozit la o bază mai mică și o creștere a bazei impozabile e o cerință în Programul Național de Redresare și Reziliență, adică să aduci la valoarea de piață. Nu, o să plătim impozite și taxe mai mari. Dar sigur că nu se măresc cotele, mărim baza de impozitare. Dar decizia este la autoritățile locale. Ca chiar am discutat cu domnul ministru de finanțe legat de această problemă, domnul Căciu, și lasă la atitudinea primăriilor, consiliilor locale, dacă vor să mărească baza impozabilă. Și am recomandat ca să se poată lua decizia pe zone, că sunt zone unde sunt clădiri cu valoare mai mare, sunt zone unde sunt persoane cu venituri mici și au garsoniere, dețin apartamente cu 2 camere și pentru persoanele respective un impozit în plus va fi un lucru foarte greu de realizat. Dar autoritățile locale au nevoie de bani. Să nu uităm că în codul fiscal s-au acordat niște deduceri la impozitul pe venit, iar impozitul pe venit e principala sursă pentru autoritățile locale. Și atunci, cu ocazia aprobării codului fiscal ordonanței 16, s-a impus aplicarea grilei notariale. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Să se mărească, să crească, nu știu, domnule, cum... 500%, dar de banii ăștia îmi oferi și mie alte servicii? Ok, vrei să-mi iei mai mulți bani, îmi oferi servicii mai bune? Așa ar trebui. Dacă se mărește baza impozabilă, trebuie justificată prin servicii publice suplimentare. Pentru că sunt în zone unde s-au construit blocuri rezidențiale și acolo sigur că și pretențiile sunt mai mari. Trebuie să vii cu servicii publice de calitate și aici orice majorare din partea Consiliului Local trebuie motivată. Dar să știți că este și din punct de vedere bugetar, era nevoie pentru că nu se închideau în momentul întocmirii bugetului. Dar sigur că e un lucru rău chestiunea... că în perioada asta se măresc impozitul. Domnule Ialomițeanu, vă rog, dacă pot să construiesc puțin pe ce spuneți. Nu trebuie să fii Sherlock Holmes, nu trebuie să fii detectiv
ca să te prinzi că există o legătură directă între votul dat în Parlament săptămânile trecute pe majorarea indemnizațiilor viceprimarilor, primarilor și a personalului de la primărie, ca apoi câteva zile mai târziu să aflăm că vor crește și taxele locale. Când discutam pe acea lege, se spune, domnule, nu e vorba de bugetul statului, stați liniștiți, salariile, indemnizațiile locale sunt plătite din bugete locale. Câteva zile mai târziu discutăm despre mărirea veniturilor prin mărirea bazei impozabile și așa mai departe. Deci avem, unde sunt toți peneliștii care își rupeau cămașa prin studiouri spunând dacă nu o să crească taxele, nu o să fie adăugate impozite noi, dacă se întâmplă asta ne dăm demisiile. Acum nu mai aud chestiunea asta, auzim cu toții din gura premierului, președinte PNL, culmea, a spus exact lucrul ăsta, că o să crească taxele. Dați-mi numai 20 de secunde, vă rog, să continuu. Deci am ajuns în criza asta economică, din proasta gestionare a crizei energetice, vedem în continuare angajări la stacul nemiluita, vedem în continuare risipă de bani publici, vedem în continuare achiziții de BMW-uri, boliți de lux, în perioada în care toată lumii se cere să facă sacrificii și suntem anunțați că din ianuarie încolo o să o ducem și mai prost, pentru că pe lângă benzină scumpită, pe lângă energie scumpită, pe lângă robor crescut și taxe la bancă, sau mă rog, rate la bancă mai mari, o să avem și taxe pe tot. Deci nu există în România, știm cu toții că este proprietară de apartamente sau de case în proporție de aproape 80 și ceva la sută. Deci cu toții vom plăti mai mulți bani și cum românul este cinstit și în ianuarie se duce de obicei să-și plătească taxele exact, pentru anul care va veni, o să înceapă anul ăsta cu o gaură și mai mare în buzunar. Despre asta vorbim. Vă rog, domnule Polac. Bun. Ideea următoare. Să știți că și în momentul de față, taxele de la o administrație locală, de la o primărie, de la un UAT, față de un altă unitate administrativă teritorială, sunt diferite. Tocmai pe fondul faptului că Consiliul Local din localitatea respectivă stabilește un cuantum al taxelor în funcție de necesitățile pe care primarul le propune și Consiliul Local le votează în Consiliul Local. Există localități în țara asta care sunt la minim pe nivelul taxelor și care posibil la anul nu vor crește aceste taxe tocmai datorită faptului că au veniturile necesare pentru buna desfășurare a activităților. În momentul de față, până nu vom ști ce va face fiecare unitate administrativ-teritorială, din punctul meu de vedere, domnul Pălărie speculează, pentru că știți de ce? Eu nu știu câte dintre localitățile din România își vor mări taxele și impozitele. Lăsați-mă să cred că majoritatea, adică un primar care are la dispoziție această posibilitate să nu profite de ea, mi se pare... Aș fi fost cu acord cu dumneavoastră în ce condiție? În condiția în care toate UAT-urile din România ar fi avut în acest moment nivelul taxelor la maxim. Dar să știți că părerea mea e că nici măcar 50% din ele nu l-au la maxim. Nu știu dacă mă înșel aici, e posibil să greșesc. Ideea este următoarea. O mare parte din ele nu au nivelul taxelor la maxim. Neavând nivelul taxelor la maxim, nu cred că nici la anul nu vor considera că este necesar să crească acest quantum cu 50%. Domnul deputat, că nu știu dacă, domnul deputat Pola, știți ce vor face? Vor veni la buget, vor veni la guvern și vor cere de la bugetul de stat. Asta este altă discuție, domnule Lumițeanu, dar nu contează acest lucru. Eu ce vreau să vă spun, să știți că, în schimb, intenția coaliției, aceea de a reactualiza grilele notariale și de a reuși ca impozitele locale să fie calculate în baza unor grile notariale actualizate, aceea este decizia corectă. Și acum am să spun ceva ce probabil că va supăra o parte din cetățeni, dar ideea este că e normal să fie așa. Mie mi se pare oarecum, eu sunt ales, în circumscripția 39, județul Vaslui. Trebuie să vă întrerup pentru că avem o informație de breaking news chiar acum. Domnule și domnilor, ia în ploare scandalul privind acuzațiile că poliția ar fi cumpărat cu dedicație 600 de mașini de la o firmă deținută de un apropiat al președintelui. Astăzi, ministrul de interne, Lucian Bode, a anunțat că un control al corpului de control al ministerului a găsit că toată licitația este în regulă și a acuzat USR
de minciună. Domnul Bode a susținut că acest contract a fost semnat de liderul USR Cătălin Drulă pe vremea când era și de el, pe vremea când era ministru al transporturilor. În replică însă cei de la USR susțin că domnul Bode minte. Tocmai de aceea încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo de la purtătorul de cuvânt al PNL, domnul Ionuț Stroie. Bună seara, domnule Stroie. Bună seara și vă mulțumesc pentru posibilitate. Până la urmă, Cătălin Drulă spune așa, Lucian Bode minte cu nerușinare, nu există semnătura mea pe acest contract de achiziție, eu am semnat doar un contract de finanțare europeană care prevedea, printre altele, și dotarea cu mașini a Poliției Române cu 300 de automobile. Doamna Crețulescu, sunt ruse, în bordă. Mă numesc, dar nu e nicio problemă. A, scuze, mică scuze. Doamna ruse, sunt vorbe împotriva unor documente. Acum, toți cei care urmăresc îndeaproape acest scandal pot să compare cele două situații și pot să judece și persoanele și situațiile în cauză. E, acest domn Drulă minte și mai mult decât atât se face că uită selectiv ceea ce îl deranjează. Ne spune astăzi că da, și-a adus aminte brusc, și-a adus aminte că a semnat acel contract, dar a uitat de acele anexe și probabil că în curând vor apărea și aceste specificații tehnice, aceste chestiuni, detalii pe care domnul Drulă iar se pare că le uită. Astăzi, domnul ministru Lucian Bode a demonstrat cu documente povestea inventată de Cătălin Drulă și practic a arătat tuturor ceea ce a semnat negru pe alb acest domn Drulă. Și ca să fim mai exact, domnul Bode a demonstrat că USR și Drulă mint. Potrivit acestui raport al Corpului de Control, contractul și fișa specificațiilor tehnice au fost aprobate de Ministerul Transporturilor în timpul mandatului acestui Cătălin Drulă, care și-a pus semnătura și a dat acordul. Ulterior, a fost aprobat, culmea, și de ministrul USR Cristian Ghinea. Deci trebuie să fim... Bun, dar oamenii aceștia spun că nu au semnat acea anexă cu specificațiile tehnice care duceau fix către firma prietenului președintelui, că nu vreau să-i... Caietul de sarcini, cel în care este spus acolo 8 viteze plus 1, în care sunt trecute numărul de milimetri la garda mașinii și înălțimea mașinii, caracteristici care de fapt descalificau alte oferte, aceste lucruri nu făceau parte. Ele au fost elaborate de către domnul ministru Bode și de către cei care au făcut achiziția sau au controlat achiziția și nu a făcut parte din documentul acela la care vreau să faceți referire. Cu domnul senator... Bună seara, senator Ștefan Pălărie, USR. De la USR. Și doar vreau doar să mai spun încă un lucru, vă rog, înainte dacă se poate. Deci noi am... USR nu poate documentele niciodată. Veți vedea în curând că toate aceste anexe fac parte integrantă din contract. Deci tot ceea ce a semnat domnul Drulă cuprinde și aceste specificații tehnice. Și veți vedea că lucrurile sunt mai mult decât evidente. Acum, e absolut normal să încercați să-l apărați pe acest domn Drulă, care în această criză... Care așa cum dumneavoastră l-apărați pe domnul Bode. Domnule, ascultați-mă. Exact, nu vorbim de documente, de acte, de chestiuni administrative, de lucruri evidente, relevate de controle ale instituțiilor acestui stat. Domnul Drulă vorbește pe Facebook, cum vorbește de obicei. Situația este foarte clară. Faceți parte, din păcate, dintr-un partid din degringoladă pe care dispareți, care se leagă de fel de... Domnule Stroie, lăsați-mă să vorbesc în numele președintelui Cătălin Drulă în studio și nu pe Facebook, deși dumnealui poate să intre oricând să precizeze. Haideți să vă spun care este cea mai importantă întrebare astăzi, în această seară. Îți aduc aminte, cum vă explicați dumneavoastră faptul că după conferința de presă a ministrului Bode, brusc și-a adus aminte că a semnat, dar n-a semnat acele anexe, a semnat doar contractul. Cum? Până acum n-a șoptit o vorbă despre acest contract, a spus că este creația integrală a unora și altora. Dânsul, domnul Ghinea, iată, astăzi și-a... Domnule Stroie, vă întreb eu, de ce ați tăiat transmisiunea video a conferinței de presă în momentul în care jurnaliștii au început să pună întrebări? De ce ați tăiat-o? Vă spun eu de ce ați tăiat-o. Nu e nicio diferență într-o minciună scurtată.
Nu, dar domnul Stroie nu se oprește. Domnul Stroie, domnule, lăsați lucrurile din jocul. Rămân la subiect și vă spun așa. Cea mai importantă întrebare din seara aceasta este dacă USR-ul va continua mai departe cu sesizările la toate instituțiile abilitate, doamne, de a se pronunța în această situație a unei achiziții directe direcționate către o companie apropiată președintelui Iohannis. Și răspunsul este cât se poate de simplu. Nu avem nimic de ascuns. O să continuăm cu aceste sesizări și, din potrivă, ministrul dumneavoastră va trebui să răspundă în fața acestor instituții pentru această achiziție. Trebuie să luăm publicitate, domnul Ștrunor. Revenim imediat. Mâine mare, mare sărbătoare la Moscova. Oare ce pregătește Putin? Care sunt condițiile? Ce eveniment? Aflați imediat. Sărbătoare mare la Moscova mâine, Vladimir Vladimirovici Putin împlinește 70 de ani. Ați văzut imagini de la aniversările sale anterioare. Ce lipsește de acolo din imagini este și ragul de lideri occidentali care veneau să-i prezinte omagii, să-i ureze toate cele bune, să-i facă tot felul de cadouri. Acum, de data asta, doamnă Florea, s-a cam schimbat treaba. Putin este izolat, în afară de Coreea de Nord nu mai are pe nimeni. S-a întâlnit cu Xi Jinping, dar nici măcar la Moscova și nici măcar la Beijing, practic nu mai e nimeni. Și acum întrebarea se pune așa, psihologic, când ai fost obișnuit de 20 de ani ca o lume întreagă să te serbeze și într-o dată te trezești singur așa și e ca și cum ai avea un tort și n-ai cu cine să, nu știu, n-are lumânări să sufle în el. Oare s-au pregătit de ceva așa grandios, domnul Putin? Doamne, și mă refer aici la război și la front, desigur. Doamne ferește, dar tocmai astăzi aflasem că s-au văzut astăzi pe cerul Moscovei, nu știu ce lasere, care afectează sateliții, etc. Niște arme ultrasonice, nu mă pricep foarte bine la asta. Deci eu sper să... ca poporul rus să reușească să-și facă singur dreptate. Din cauza megalomaniei și ambiției unei singure persoane, noi suntem astăzi în a 225-a zi de război. Oameni, mii, milioane, nu știu cât sunt, sute de mii de oameni care astăzi stăteau la cozi pentru mâncare, mă refer la poporul ucrainean, care nu mai au case și trăiesc în subsoluri, bătrâni, copii, care nu au nicio vină. Și chiar și poporul rus văd că a început să iasă în stradă și să se revolte. Cred că numai populația poate să facă dreptate și să îndepărteze de la conducere acest personaj odios, absolut odios. Este clar, domnule senator, că întreaga lume democratică speră că mâine să fie ultima aniversare a omului ăstuia la Kremlin. Cert este că omul se va aniversa, nu știu dacă neapărat la Kremlin, că ultimele informații erau că era pe undeva, într-un bunker, cu șamani, cu o nebunie întreagă. Faptul că este în momentul ăsta izolat, din punct de vedere internațional, e de natură să îl preseze mai tare, să încerce o soluție de compromis? Eu cred că domnul Putin, dacă ar fi putut, și-ar mai fi amânat puțin sărbătorirea vârstei de 70 de ani, dar știm cu toții, nu se poate lucrul ăsta. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate cu gradul aproape total de izolare pe care dictatorul Putin îl are astăzi și e o izolare bine meritată. Cred că ar fi putut să fie în foarte multe feluri, dar modul în care Europa, NATO au reacționat de data aceasta, având sigur că da, și amintirea neplăcută a anexării Crimeei cu un număr de ani în urmă,
În momentul de față, Putin a primit o reacție la care nu se aștepta, asta e cât se poate declar. Toate valurile de sancțiuni, intervenția spațiului NATO prin suport militar și suport și asistență umanitară. În momentul de față, din ce știm noi, frontul din interiorul Ucrainei colapsează pe toate părțile. Am citit niște articole care spuneau că cel mai mare furnizor de echipament militar al Ucrainei în momentul de față este Rusia, prin echipamentul abandonat pe câmpul de luptă. Pur și simplu, ucrainienii găsesc echipament neutilizat datorită vitezei cu care avansează. Plus și felul noi recruți care nu au niciun pic de sigur, experiență. Sigur. Acum, revenind la lucrurile care ne interesează pe toți, cu toții ne dorim ca acest război să se termine cât se poate de repede. Rămâne în continuare foarte multă neclaritate pe maniera în care acest lucru se va întâmpla. Se discutau, dacă mai țineți minte, prin martie, prin aprilie, apropo de ce spuneați dumneavoastră, 250 de zile de război, discuta despre negocieri, despre o înțelegere, despre un armistițiu. Și uitați-vă că acum ne uităm la un scenariu mai degrabă prin care Ucraina e foarte posibil să-și elibereze inclusiv Crimea. Cred că va fi probabil încă un, cum a spus și dumneavoastră, poate un potențial ultim gest de PR al dictatorului Putin pe marginea acestei sărbători, dar cu siguranță zilele acestui dictator în sensul de funcție deținută sunt numărate, sunt cât se poate de numărate. Mă gândeam, domnule ministru Ialomițeanu, ce aniversarii avea pe vremuri Putin, acum cum credeți că o să-i arate aniversarea? Sigur, restrânsă, cu un număr restrâns de persoane, sigur, sunt convins că va dori să arate că e încă puternic, dar nu mai este președintele. Mulțumesc. De altă dată. Mulțumesc foarte mult. Vom vedea ce se întâmplă mâine la Moscova. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Urmează România la raport cu Andreea Crețulescu. Andreea, bună seara! Bun găsit, Lili! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bomba zilei vine astăzi de la președintele Iohannis. Într-o declarație făcută peste hotare, explică românilor că mai trebuie să dureze încă 3 săptămâni până când guvernul definitivează acea ordonanță legată de facturi. Nu-i problema că mai așteptăm 3 săptămâni, ci motivul pentru care așteptăm. Spune președintele, trebuie să tragem cu ochiul către Europa, pentru că acolo va fi un preț plafonat la comun la energie și gaze. Pe surse am aflat care ar putea să fie acest preț și o să vedeți ce se poate schimba în România dacă se merge așa 100% pe această solidaritate europeană. Practic, prețurile la noi se cam triplează, doamnelor și domnilor. Președintele dă astăzi și un mesaj în privința pensiilor, plasează chestiunea la ministrul de finanțe, o să explicăm despre ce este vorba. Și în egală măsură, doamnelor și domnilor, avem și o anchetă explozivă despre cum se vinde acest lemn cu preț plafonat. Știți, ieri guvernul a plafonat prețul lemnului, iar un avocat vă explică în această seară ce riscați dacă nu vă achitați facturile. Riscați inclusiv casa.